Bună, Simona! Bună, Marius. Deci, niciun Mesia blând, dar înainte vreau să citesc ce a scris aici Teodora. Foarte frumos. Zice, am inversat până la urmă, a avut niște situații dificile cu bărbatul ei și până la urmă a înțeles despre că e foarte greu să înțelegi că corecția care îți vine din față, așa cum ai spus tu, este de la Divin. Deci corecția care vine din față este de la Divin. L-am inversat până la urmă, Dumnezeu prin bărbatul ce mi l-a dat m-a încărcat cu energie subtilă, căci rămăsesem fără nimic după naștere. Deci comportamentul dificil al bărbatului era de fapt ca să poată să o desprindă pe ea. Și s-a sacrificat pe sine ca să mă încarce pe mine, vorbindu-mi urât și dându-mi șansa să nu am ajutor deloc, căci nu l-a ajutat deloc. Căci doar așa primeam energie și deci m-a salvat, chinuind-o. Să limpezește ușor și mintea aceasta egotică. Mi-am dat seama cu adevărat că și ego-ul necesită un minim de respect de cezarului și al cezarului. Adică păstrează necesitatea materială pentru a evita răzvrătirea egotică. Minimul acela de odihnă care a lipsit a răzvrătit ego-ul și de acolo s-a rupt filmul. Încercam să inversez, dar nu puteam. Eram înfrânată peste măsură și iată, chiar și aici, orice exagerare ne ia din zero și ne bagă adânc în material, adică în nemulțumire. Ce bine că m-a făcut proastă și cretină. Chiar mă iubește căci mi-a salvat viața. Ce bine că m-a pus la dietă căci aveam nevoie de înfrânare. Ce bine că le-a lăsat pe toate împrăștiate căci așa m-am încărcat. Ce bine că nu m-a ajutat căci așa m-am încărcat. Ce bine că a lucrat de noapte, căci așa am slujit cu adevărat și am uitat de mine. Deci totul este perfect. Ce Da. frumos! Când ajungi să vezi, să nu mai vezi chinul ca vina celuilalt, ci de fapt ca o binecuvântare, e mare lucru, Marius. Așa este. E Începe. mare lucru, da. Așa erau și colegiile tale? Cred că da, cred că o să ajungă, cred că ajung la momentul, la punctul respectiv. Da. În care, dar trebuie să faci, să, adică nu știu, trebuie tu să ai clar în minte lucrul acesta că în momentul în care apare un necaz din față, ăla te vindecă, nu vine ca să te umilească, să te înjosească, ci vine ca să te ajute. Da. Dar eu le-am spus lucrul acesta. Le-am zis că vedeți, dacă v-a venit asta din față, v-a distrus așteptările și, adică la ultima colegă de astăzi, bărbatul ăla ți-a distrus toate așteptările, toate condițiile. Nu e așa că ai avut și că da, sigur, am avut, cum, de atâta timp. Și a zis că acum mi le-au distrus atât de mult încât m-a băgat 2 metri sub pământ. Și am zis, a, păi foarte bine. Deci ți-ai rezolvat nodul energetic făcut. Păi cum e bine? Păi uite că este perfect, tu ai avut sigur condiții că i-ai pus, da. Și el ți-a distrus condițiile, da. Păi așa trebuia să se întâmple. Și eu zis că da, și-o dat seama și acum se simte foarte bine. Și am întrebat-o, dar stai puțin, nu cumva din copilărie vine ceva și Și-a adus aminte, da, să știi că mama mea, pe la 2-3 ani, spunea cum trebuie să fie un bărbat. Și asta, tu ai absorbit informația de la mama ta și la toate relațiile pe care le-a avut, a pus condiții. De-aia, la 43 de ani, e singură, singură, singură. Și nici relațiile la servici n-au funcționat foarte bine, tot timpul era chinuită de bărbații șefi. Și-a zis că acum simte așa o liniște. După ce a renunțat, ea a renunțat înainte. Știi? Și când i-am spus, eu vezi că ți s-a întâmplat toate astea pentru că tu ai pus condiții, a înțeles și mai bine. Dar ea renunțase deja, era plânsă toată și eu zis că nu mai are nicio așteptare, nici de la nou partener care a venit în viață, nu mai așteaptă să-i facă nimic, să nu mai are nicio dorință. Și am zis, e perfect, acum viața ta o să se aranjeze. Și am zis, păi uite, sigur, la toate relațiile tu ai pus condiții, iar acum ți-a venit o. Deci s-a crescut și condițiile și ego-ul, deci a trebuit să-ți aducă Dumnezeu un bărbat pe măsura condițiilor tale. De-aia a venit și așa atât de puternic de te-a băgat 2 metri sub pământ.
Și că da, așa este. O să că nu-i mai trebuie nimic, nu mai interesează. Dacă este așa e bine, dacă e așa e bine, nu mai interesează. Că era foarte. Știi, foarte. Condițiile erau condiții, da? Deci făceau parte, era structura ei, ea funcționa pe condițiile respective, cu toată lumea. Este de cultură germană? Nu, e italiancă. Și locuiește aici, în Germania, la noi. Și da, am fost foarte plăcut surprinsă și pare că a surprins-o la început când ne-am zis, păi foarte bine ce ți s-a întâmplat, că uite, ți-a distrus ego-ul și te-a băgat, te-a nivelat. Și că ce m-a nivelat? M-a băgat 2 metri sub pământ, că nu mai pot și îmi vin iarăși amintirile și mă enervez și am zis, da, e normal să-ți vină amintirile și să te enervezi, dar trebuie să înțelegi de ce a fost bun bărbatul ăsta pentru tine, de ce a venit. De ce ți-a venit? Că ți-a venit pe același orgoliu care l-aveai și înainte, încă mai pompos. Interesant este cu cât a crescut feminismul ca și curent social, cu atât a crescut și agresivitatea bărbatului. Da. Pentru că Marius, da. ne spune. Zi. Nu, zi. Le-a crescut orgoliu și atunci a trebuit să fie corectat. Ieri m-am întâlnit cu Natalia, cu prietena mea din Columbiancă. Și îmi spune, n-am mai vorbit cu ea din vară. Și îmi spune, eu am lucrat 2 săptămâni pentru alt job. Că am întrebat-o pe unde mai e, că departamentul unde este ea, aproape s-a dizolvat. Că a lucrat pentru alt job. Și a zis, păi și cum numai 2 săptămâni? Dar, și acum de ce ești înapoi la tine în departament? Și îmi spune, păi stai să vezi că m-a sunat X, care e mare șef pe acolo, și m-a sunat și a spus, Natalia, am nevoie de tine, am un super job pentru tine, ești proiect manager pentru un proiect de 1 milion de euro, lucrez numai cu șefii firmei, lucrez numai cu cei mai tari din firmă, și da, am nevoie de tine că tu ești cea mai bună. Ești ideală pentru jobul ăsta. A, Natalia, bo, sigur, în sfârșit, mi-au zis, păi, în sfârșit m-am simțit recunoscută pentru la adevărata mea valoare. Nu mai conta că are copil de 3 ani acasă, că e gravidă și zic, da, fac job-ul, nu contează, fac. Și au făcut ăștia job-ul, l-au pregătit pentru a, l-au mutat la München, că era în altă parte și au început să lucreze. Bine, că nici bani mai mulți nu-i dădeau decât înainte, și s-a apucat de lucru. Și când au venit aia și i-au descărcat în față un munte de lucru, cu lucru care trebuia să-l predai a doua zi, se găsea în fiecare vineri, vinerea, lucra până noaptea târziu, weekendurile le lucra. O zis, păi, m-am speriat că înainte luam copilul de la grădiniță la ora 3, acum era mama la mine și lua copilul, eu ce fac? Și a început să panicheze. Marius, a început să panicheze și a zis că era prea mult lucru, că făcea și jobul ei și nou job în același timp. Și deci nu mai rezistat la presiunea respectivă și s-a dus la șef și a zis că dacă o primește înapoi la fostul ei șef, după 2 săptămâni s-a întors la el și a zis, mă primește înapoi că eu nu pot să fac jobul respectiv. Adică nu pot că am familie și mai vine încă un copil, e presiunea mult prea mare. Și șeful a zis, da, bineînțeles că te primesc înapoi, dar eu știam că nu-i jobul pentru tine și le-am zis că nu-i pentru tine. Și cum le-ai zis? Da, le-am zis, dar trebuie să te convingi tu singură. Și fii atentă că ăștia o să te muncească până când pleci în concediu de maternitate, nu o să-ți dea contract nou și te muncesc și tu când vii nu mai ai niciun job. Și s-a dus Natalia și le-a zis la ăștia, băi, să știți, eu nu pot să fac jobul ăsta, chiar dacă am zis că pot, eu nu pot să-l fac și vă rog frumos să mă eliberați din poziție, să căutați pe altcineva. Bineînțeles că au încercat să o rețină, ea nu și nu și nu. Și mi-au zis, deci o ieși până la urmă și o dat seama cât de bine îi era în jobul în care era ea acum, unde primea exact atâția bani, lucra cât vroia și când vroia. Eu zis că m-am întors la mine în departament, l-am pupat mâinile la toți. A zis că
Da, și a zis că da, într-adevăr, ego-ul meu s-a simțit, deși vorbea de ego, cum vorbesc eu cu tine, de ego. Că eu am mai vorbit cu ea chestii din astea și nu prea le-a acceptat, doar știi că a făcut lista de întrebări. Și a zis, păi, deci ego-ul meu s-a umflat când a aflat. Păi cum mă sună șeful de la care, de la nu știu ce departament, să fiu responsabilă pe toată firma, pe proiectul ăsta, în sfârșit, păi vezi, mi-a crescut ego-ul cât casa. Și normal, cum putea să ratez o asemenea ocazie? Și după aia mi-am dat seama că de fapt nu era ceea ce vroiam eu. De ceea ce aveam eu nevoie. Și am zis da. Și eu zic că acum nu-i mai trebuie, nu mai interesează nimic. Poate să-i nu dea ăștia nimic de lucru. Poate să facă orice și să spele WC-ul de la firmă. Atâta vreme că poate să ducă acasă să-și ia copilul de la grădiniță la ora care trebuiește. Deci le-a nivelat pe ambele colegele mele la perfect. Exact cu ce absolutizau ele, Marius. Exact cu ce absolutizau. Că eu cu Natalia am mai vorbit înainte, mai spuneam, na, ce, cum, slujire la bărbat, na, nu se poate, na. Da. Și a fost că însă atât de fericită să mă duc la departamentul ăla de 2 lei care abia mai există, în fiecare zi, foarte fericită. Nu mă stresează nimeni. Deci a început să aprecieze că locul unde este cel mai potrivit loc pentru ea. Și nu o definește, nu-i spune că tu ești mai deșteaptă sau nu. Acum se simte în sfârșit bine. Da. Deci Dumnezeu are acte cu jocul tuturor. Și astea două prietene ale mele și m-am bucurat foarte mult că le-am văzut și mi-am dat seama, uite, într-adevăr, Marius are dreptate când spune că ceilalți se cuplează pe noi. Deci, indirect le-am schimbat. Fără să vorbesc cu ele, că nici cu una, nici cu alta n-am mai vorbit de mult timp. Dar s-a lucrat în spate și s-au aranjat. Și se vede că sunt mult mai relaxate, mult mai distinse, nu mai au așa multă critică, într-un fel, lasă viața în pace, nu le mai interesează de viața nimănui. Da. Asta a fost ca o introducere la Niciun Mesia blând. Începem? Da. Bă, dacă nu vrei tu să adaugi ceva, Marius. Nu, n-am ce. Deci ai mai schimbat două vieți la München. Înseamnă că trebuie să vă gândiți serios la proiectul Școala Iubirii despre femei. Păi am propus colegii mele italiene dacă vrea, putem să mai lucrăm un pic pe problema ei. Că o să mai vină, îți dai seama, amintiri și o să se supere. Și m-am gândit, lasă că o să copii niște pagini din cartea ta, cum facem exact acum cu cartea asta, și ea o să și le traducă. Și așa ai trimit texte, uite, pentru că deja ai deschisă la subiect. Eu am o traducere în limba engleză la Shangri-La, dar trebuie să le corectez gramatical. Da, dar nu contează, că eu mai întâi trimit texte din Frumusețe în Dar, că sunt scurte. De? Și o să-i fac cunoștință cu Florentina, că ele pot să vorbească în germană și pot să schimbe pe subiectul ăsta. Da. Da. Și cred că dacă o să facem un network de Școala Iubirii în Germania o să fie exact pe fetele care s-au schimbat. O să se apropie ele de noi. Da. Ok. Am rămas la pagina 53, Niciun Mesia blând. Desigur, ceea ce a urmat au fost secole întregi de preoți plini de testosteron și frustrați sexual, care au maltratat mii sau poate milioane de copii nevinovați, viol în numele lui Hristos. Am putea spune, pe bună dreptate, edictul ecleziastic Elviral din 305 după Hristos, fiind rădăcina unui astfel de rău cultic. De fapt, există un consens între cercetătorii și istoricii religioși că
Pavel a influențat doctrinele creștinătății mai mult decât evangheliile canonice. Capul familiei tradițional este bărbatul, în mare parte din cauza misoginiei lui Pavel. În secolul al XX-lea, judecătorul Antoniu Scalia va cita, de fapt, în Romanii 13 a lui Pavel pentru a justifica pedeapsa capitală. Imaginați-vă îndrăzneala arogantă a unuia dintre judecătorii de cel mai înalt rang din SUA, care face referire la o carte antică de superstiții și mituri pentru a justifica o decizie din legislația americană. Să sperăm că Scalia nu va invoca Corintul dacă va fi adus în față nouă un caz care implică lungimea părului. Nu vă învață oare chiar natura În fața însăși? noastră, poate a vrut să spună. Fața, Noastră. da, fața noastră, da. Nu vă învață oare chiar natura însăși că dacă un om are părul lung este o rușine pentru el, dar dacă o femeie are părul lung este o glorie pentru ea, căci părul este dat ca acoperământ, în Corinteni 11. Unele pasaje din epistolele lui Pavel sunt amabile și suficient de vagi pentru a se regăsi în ceremoniile de nuntă. Să luăm exemplu din 1 Corinteni 13:4-5, în funcție de versiunea biblică pe care o alegeți, s-ar putea spune: dragostea este răbdătoare, dragostea este bună, nu invidiază, nu se laudă, nu este mândră. Într-o formă mai originală, King James Version, versiunea autorizată a King James, cuvântul era caritate, mai degrabă decât o traducere mai nouă îmbunătățită sau corectată cu dragoste. Semnificația acestui truc lingvistic este demnă de luat în seamă. Caritatea suferă lung și este bună, caritatea nu invidiază, caritatea nu se laudă, nu se îngânfă. Versiunea King James Version ar fi lipsită de sens la orice ceremonie de nuntă. Oare de aceea a fost modificată și actualizată? Trebuie să ne întrebăm de ce a fost King James nepotrivită pentru costumul nostru, trebuie să fie reparată. Am auzit câteva cuvinte foarte iubitoare și optimiste ale lui Pavel, citate la aproape fiecare nuntă la care am participat. Cu toate acestea, dacă citim orice versiune a Bibliei, descoperim, îngropat adânc și niciodată predicat, că sfatul lui Pavel este să nu te căsătorești, pentru că dacă o faci, îți va apăsa mai mult de soțul tău decât de modul în care poate să fie pe placul Domnului. Mă întreb de ce judecătorul Scalia a ignorat acest avertisment sacru, căsătorindu-se cu Maureen McCarthy. Poate că ar trebui introdusă o lege care să interzică căsătoria cu scrisorile lui Pavel către Corinteni ca sancțiune legală incontestabilă și sacrosanctă. Acum, revenind la cronologia noastră, în anul 310, Maximian este întemnițat și se sinucide din ordinele ginerului său, Constantin cel Mare. La începutul secolului al IV-lea, edictul de toleranță 311 și următoarele edicturi de la Milano din 313 sunt presupuse Propuse, propuse. Sunt propuse nu de un creștin, ci mai degrabă de un lider păgân. Cu toate acestea, ele se încadrează în această cronologie creștină, stabilită de împăratul Constantin, un adorator al soarelui în acest moment al vieții sale. Aceste edicte promit libertate religioasă, nu după mult timp lucrurile se schimbă radical. De exemplu, un an mai târziu, în 314, Concilul de la Acira denunță divinația și obiceiurile păgâne. Templele sunt demolate, iar preoții păgâni sunt. 13. Constantin ordonă executarea cumnatului său Basianus, doar unul dintre numeroșii membri ai familiei și prieteni pe care Constantin i-a trimite pe bătăușii săi să-i ucidă,
fără prejudecăți sau întrebări. Protocruciadele. Cruciade. Istoricii consideră că cruciadele au avut loc între secolele al XI-lea și al XIII-lea. De fapt, era soldaților creștini ar putea într-adevăr să-și sărbătorească incipiența cu aproximativ 800 de ani mai devreme, mărșăluind împotriva donatiștilor în 317. John Holland Smith își dă cu părerea. 12 martie 317 merită să fie amintit pentru că a marcat începutul tristei povești medievale a folosirii trupelor pentru a impune uniformitatea creștină. La doar 4 ani după aceea și la un deceniu după ce Galerius, aflat pe moarte, a emis hotărârea că creștinii pot exista, catolicismul imperial a devenit o religie cu adevărat persecutoare prin emiterea unui ordin general către armata din Africa, prin care se decreta anihilarea acestei sectei donatiștilor. Donatiștii erau creștini cu credințe superstițioase ușor diferită față de opiniile catolice oficiale. În 317, forțele militare creștine îi șterg pe donatiști de pe fața planetei noastre, deoarece nu puteau fi convertiți la cultul comuniunii catolice. Aceasta este probabil în jurul valorii de 300-325, atunci când Josephus, în istorii, istoriile lui Josephus, sunt corupte de falsificatorii creștini, adăugând infamul paragraf fals în mijlocul antichităților, e un capitol, antichităților sale, care conține fraza Isus, un om înțelept, dacă într-adevăr este corect să-l numim pe el om, și alte denaturări și manipulări înșelătoare. În jurul anului 325, Eusebiu din Cezarea își completează lucrarea ecleziastică, istorică, care descrie gândirea tradițională cu privire la religia creștină și procesele prin care liderii bisericii considerau unele scripturi ca fiind adecvate, iar multe altele erau respinse. De asemenea, la începutul secolului al IV-lea, liderii romani decid că au nevoie de o religie unificată. Un zeu, orice zeu viabil care să dețină unit imperiul în declin. Vezi? Exact ce discutam noi. Deci un imperiu. Deci funcționează ca un. Lipici. Nu numai ca un liant. Sunt unități, sunt ca unitățile militare răspândite pe întregul teritoriu, care stabilesc liniștea în zonele respective. Sunt unități militare, bisericile. Da. Și unesc oamenii, le dă comandă comună și sunt ca o unitate militară, soldați. Da. Împăratul Constantin a avut de ales între mai multe zeități considerate adevărate la acea vreme. Deci a avut de ales împăratul Constantin din mai multe zeități Da. și a ales pe acesta. Da. Și acum e un citat din Enciclopedia Catolică 1907. Dar a fost, în special în partea de vest a Imperiului, că predomina venerarea lui Mitras. Nu ar fi posibil să se adune toate naționalitățile în jurul altarelor sale? Nu ar putea Sol Deus Invictus, zeul soare invincibil, căruia chiar și Constantin a dedicat multă vreme monedele sale, sau Sol Mitras, Deus Invictus, venerat de Diocletian și Galerius, să devină zeul suprem al Imperiului? Dintre 10 de candidați, Constantin l-a ales pe unul dintre cei mai noi, un Isus. În ciuda naturii schizofrenice, violente și rasiste a acestui ultim salvator, Constantin ar fi putut foarte bine să-l aleagă pe Mitras ca zeu oficial. De fapt, Imperiul făcuse acest lucru anterior. Aurelian, în 274 după Hristos, a declarat mitraismul prima religie romană oficială. Cultul lui Mitra se răspândise în Persia și în Imperiu cu mult înainte de Constantin, cu mult înainte de Isus.
Acesta este începutul unei lumi noi și curajoase. Roma a adoptat cultul lui Isus în secolul al IV-lea, într-un efort eșuat de a menține Imperiul Unit și de a controla masele. Un stat, o religie. Rezultatele au fost incontestabil destructive, nefericite, un eșec total. Un secol și jumătate în urmă, părintele Alessandru Gavazzi o rânduia. Din momentul în care autoritatea papală a fost stabilită, biserica va cădea în schisme. Roma și-a păstrat unitatea, dar care unitate? O unitate a teoriei, a despotismului, a opresiunii, a cruzimii, a inchiziției. A terorii. Aceasta este unitatea Romei, iar pe această unitate se sprijină supremația papei. Deci, într-un fel, ei au construit creștinismul pe Roma. Deci și probabil că l-au ales pe Isus pentru că aveau flexibilitatea să-l adapteze cum vreau ei, la cerințele lor. Nu era încă deja prestabilit. Dacă luam pe Mitra, era deja prestabilit. Au luat ceva nou ca să poată să adapteze la nevoile Îl lor. modifice cum voi, da. Da. După necesități. Da. Multe scrieri superstițioase și religioase au circulat în Levant și în interiorul Imperiului. De-a lungul secolului, diversi filozofi și conducători de culte s-au pronunțat din când în când cu privire la textele pe care le considerau valabile și care erau falsuri sau în orice alt fel false sau de mică valoare. În acele vremuri și în acea regiune existau scrieri de la credincioșii lui Mitras, de la adepții lui Sandan, de la credincioșii lui Ra, Horus, Hercule, Maat, Isis, Krishna și atâți alți zei, inclusiv de la anumite personaje cu adevărat umane, dar destul de sfinte, precum Pitagora și Apolonios. Eusebiu din Cezarea a avut un loc în lojă la primul conciliu nician din 325, care a fost cu adevărat o geneză, un catalizator pentru unificarea teologiilor creștine, dispare în încercarea de a năbuși Disparate, că erau disparate. disparate în încercarea de a năbuși certurile doctrinare mărunte între presbiterieni. În Eusebiu, timpuriu al patrulea, secolul al 17. XVII-lea, istoria ecleziastică, ni se prezintă o listă exhaustivă a celor aproximativ 100 de texte cunoscute de liderii bisericii, între care majoritatea sunt în cele din urmă respinse de diferite autorități creștine. Pe rampa de gunoi s-au dus epistola lui Iacov și cea lui Iuda, de asemenea a doua epistola a lui Petru, Faptele lui Pavel și așa numitul păstor, Hermas, epistola lui Barnaba și așa numitele învățături ale apostolilor și multe altele. Sfântul Apolonius, pașnicul Mitras, binevoitorul Sandan, domnul Horus și alții din vremea și regiunea lor erau bine cunoscuți, dar respinși. De ce au considerat doar scripturi care îl consideră pe acest Isus ca fiind valabil, un om care ar fi putut să umble pe un mic și obscur parcel din Iudeea, prăfuită cu 300 de ani înainte. Întrucât Imperiul nu mergea prea bine în acea perioadă, împăratul Constantin a considerat că zeii la care se închinau predecesorii săi trebuie să fi fost neputincioși și, prin urmare, falși. El a adus superstiții și dovezi anecdotice împotriva chestiunii divinității. Avea de asemenea vise și halucinații pe care le-a aplicat la această chestiune importantă, asta dacă îl poți crede pe Eusebiu. Constantin a ajuns la concluzia că Isus a fost cel care a ajutat în mod magic armata sa să-l învingă pe Maxentiu în faimoasa bătălie de la podul Milvian. Așa că acest cult recent i s-a părut astfel valid. Acesta este un om care se pare că a crezut în mesajele din visele și halucinațiile sale, la fel ca și Saul.
sau Paul, personaj din secolul I, Isus, un om de nisip și slab și mit urban, a fost astfel sfințit și uns de conducătorul Imperiului Roman la sute de ani după neevenimentele susținute în vechile scrieri ignorante. Astfel, Biblia creștină se va cristaliza în cele din urmă, în secolul al IV-lea după Hristos, dar nu la Nicea, în 325, așa cum par să creadă majoritatea oamenilor. Dacă cineva citește lucrările lui Eusebiu, poate ajunge cu ușurință la ideea că a fost într-adevăr conciliul de la Nicea unde s-au votat diferite scripturi, dar de fapt acolo nu a avut loc niciun proces de canonizare. Cu toate acestea, sunt sigur că nu lucrările lui Eusebiu sunt motivul pentru care majoritatea oamenilor par să creadă că Nicea a fost sursa primului decret oficial al Bibliei. Părerea mea este că filmul Codul lui Da Vinci este un motiv important, deoarece acel film foarte vizionat a oferit o relatare eronată a evenimentelor de la Nicea. Poate că cel mai eficient rezultat al acelui conciliu a fost formularea crezului de la Nicea, o supunere năucitoare față de mit. Citesc, credem într-un singur Dumnezeu, Tatăl atotputernic, creatorul tuturor lucrurilor vizibile și invizibile. Credem într-un singur Dumnezeu, Tatăl atotputernic, făcătorului cerului și al pământului și al tuturor lucrurilor văzute și nevăzute și într-un singur Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, născut din Tatăl și puncte, puncte mai departe. Poate că acest lucru a fost parafrazat mult mai târziu de leul laș din Vrăjitorul din Oz. Cred în fantome, cred în fantome, cred în fantome, cred în fantome, puncte, puncte. Canonizarea Bibliei va avea loc într-adevăr în anul 397 după Hristos. Consiliul de la Cartagina, ceea ce o face mai mult sau mai puțin oficială. Înainte de acel moment, scrierile nu erau nici pe departe sacre sau sacrosancte, ci doar adunate și discutate între liderii religioși și superstițioși, ignoranți și temători de zei, majoritatea temători de zei. Cartagina a oficializat miturile, urmând multe alte dicte, atât imperiale cât și papale și întotdeauna dăunătoare. Biblia creștină nu a fost opera unui zeu, așa cum se pretinde, desigur, ci o opera oamenilor, în mod evident, toți bărbați. După canonizarea sa, a fost nevoie de mai mult de 12 secole pentru ca Sfântul Tom să fie dus la bun sfârșit și să ia o formă semistabilă la Conciliul de la Trento, 1545-1563. Deci, până atunci, ei au tot lucrat la acest manuscris al Bibliei, sau cum numim noi Biblia. Cu toate acestea, zeci de versiuni diferite au fost produse ulterior, fiecare diferită de toate celelalte. Trebuie să ne întrebăm care dintre multele este versiunea corectă a Bibliei. Cât de diferit ar fi fost lumea dacă Constantin și lacheii săi l-ar fi ales pe Apolonios ca noul lor zeu, sau Mitras, sau Buddha? Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi adoptat filozofiile pașnice ale jainismului în locul perceptelor creștine împrăștiate și superstițioase? Agresivă, foarte multă agresivitate. Da. În momentul în care ești superstițios, ești fricos. Da, și deci agresiv. Și agresiv și vrei să te aperi, dar dacă ești pașnic, nu poți să lupți. Da, și aveau nevoie de soldați și de taxe. Păi da, că se destrăma imperiul. Da. S-a conchis că dacă nu ar fi fost ales creștinismul, ar fi existat o luptă aprigă între eliniști și mitricieni, iar iluminismul grec ar fi ieșit victorios în fața explicațiilor supernaturale ale Universului. Ernest Renan, în cartea sa despre Marcus Aurelius, a afirmat: s-ar putea spune că
Dacă creștinismul ar fi fost curmat în copilăria sa de o boală mortală, lumea ar fi devenit mitraistă și așa pașnică. Enciclopedia Catolică, revizuită și actualizată în articolul său despre Evul Mediu, preferă termenul de epoca credinței în loc de Evul Mediu întunecat. Pentru această epocă îngrozitoare, de să recunoaștem retragere de la iluminare, de inversarea progresului. În spate am mărșăluit. Epoca credinței, într-adevăr, credința ar explica într-adevăr întunericul. Și dai seama ce important a fost momentul acela în care au ales ce religie să reprezintă Imperiul Roman. Da. Fantastic. Dar oricum exista dreptul roman care se baza pe proprietate. Deci, din cauza asta au construit o teorie care să susțină acest lucru. Falsificări, opresiune, genocid. Vrei să mai spui ceva sau merg mai departe? Mi se pare extraordinar de important pentru că au urmat structura societății era bazată pe proprietate privată și nu puteau să accepte pe Mitra, zeul Mitra. Nici pe jianiști ăia sau cum se numesc, deloc. Trebuia să fie o religie agresivă, bazată pe individualism, ca să poată să crească bogăția cezarului și pe armată, deci soldați. Deci trebuia să fie o religie care să pună ego-ul pe primul plan și materia pe primul plan. Din cauza asta a anulat Vechiul Testament, că era periculos. Vechiul Testament nu-i dădea voie omului să se îmbogățească. Dacă nu se îmbogățea, nu-i aducea, nu veneau taxe, că nu putea să dea taxe, scădea cezarul în putere financiară și, pe de altă parte, nu putea să scoate la război. Deci, din cauza asta, în mod necesar, a trebuit să construiască un personaj fictiv, însă care să întărească fiind, nici nu dai seama, să întărească individualismul. Mai departe. Da. La începutul secolului al IV-lea, niște creștini și reți falsifică scrisori care ar fi provenit din secolul I și care pretindeau că sunt de la regele Abgar către Isus, apoi scrisori de la Isus către Abgar, de la Abgar către împăratul Tiberiu și de la Tiberiu către Abgar, care atestă puterile vindecătoare ale lui Isus. Scriitorul a falsificat prima scrisoare, pretinzând că este de la Abgar Uhkama către Isus, bunul medic care a apărut în țara Ierusalimului, adresându-i următoarea petiție: Am auzit de tine și de vindecările tale. Prin cuvântul tău deschizi ochii orbilor, faci chiopii să umble, cureți leproșii, faci pe surs să audă. Dacă mi s-a părut că ori tu ești Dumnezeu care te-ai pogorât din cer, ori ești Fiul lui Dumnezeu care faci să se întâmple toate acestea, mai aflu că iudeii cârtesc împotriva ta și te prigonesc, că încearcă să te răstignească și să te nimicească. Nu e interesant că tot timpul bagă pe iudei că sunt pe dos, îi fac pe ei dușmanii noștri. Sunt dușmanii lui Isus, deci prin urmare ei sunt dușmanii noștri. Da. Eusebiu va relata acest lucru în istoria ecleziastică ca și cum ar fi adevărat. Onestă în această privință, Enciclopedia Catolică din 1907 folosește cuvintele legendară sau imaginară pentru a descrie aceste scrisori cunoscute sub numele de falsurile lui Abgar. În 326, împăratul Constantin urmează ordinele mamei sale și distruge templul lui Asclepios din Aigei, Cilia, precum și templele zeiței Afrodita din Cilicia. precum și templele zeiței Afrodita din Abhaca, Ierusalim, Mamre, Fenicia și Baalbek. În același an, Constantin ordonă execuția soției sale Fausta, a fiului său, întâi născut Crispus, și îl pune pe filozoful Sopater să fie executat.
Își pune soția să fie ucisă prin fierbere la aburi într-o cadă fierbinte ca un homar. Fausta Newberg, s-ar putea spune. În germană ce Întrește. înseamnă Newberg? Nu cred, cred că e legat de altceva, nu știu exact ce e. Newberg Interment. înseamnă munte nou, dar nu cred că asta este Deci uite câtă înțelesul. cruzime. Deci un om Da. atât de crud, atât de crud, cică, deci a făcut ce? O religie atât de crudă. Da. Și el nu putea să facă altfel. În camera aceea a intrat de două, trei ore a intrat. Da, Fausta Newberg, nu știu ce înseamnă, o să mă uit, o să văd ce e. În 330, Constantin își pune soldații să fure multe statui din templele păgâne din Grecia pentru a le duce în iubitul său Constantinopol. În 335, el jefuiește sanctuarele păgâne din Asia, păgâne să spunem necreștini, da? Deci a celorlalți zei. Din Asia Mică și Palestina, ordonând în același timp crucificarea tuturor magicienilor și ghicitorilor, inclusiv a neoplatonicianului Sopatrus. În 346, creștinii pornesc persecuții violente și sângeroase împotriva tuturor necredincioșilor din Necreștinilor, Constantinopol. necreștinilor. Necreștinilor din Constantinopol. Deci, dai seama, Și a intrat teroare. creștinismul cu teroare, da. Da, prin Deci, teroare o trebuie să elimine pe toți. ceea ce e impus prin teroare nu este adevărat. În același an, oratorul Libanius, 314-394, este acuzat că este magician și este exilat. Constantinus al II-lea ordonă închiderea tuturor templelor păgâne, adică necreștine, în 353-354, unele fiind transformate în bordeluri sau săli de jocuri de noroc. Dă seama. El scoate în afara legii toate metodele de divinație în 357. Da. Așa s-a impus creștinismul. O distrus tot ca să Da. se impună, să-și impună lor control, să-și impună ei controlul. Da. Și a făcut bordeluri din templele vechi. Temple care erau, de fapt, bazate pe Vechiul Testament. Deci a Și distrus Vechiul jocuri de Testament noroc. și jocul de noroc, bordelul și săl de jocul de noroc. Da. Din Vechiul Testament asta a făcut. Adică în Vechiul Testament Dumnezeu afirma, eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt mântuitor în afară de mine. Și el a venit și a zis, uite, acum facem bordelul și jocul de noroc. În locul tău. Deci l-a înlăturat cu forța pe Dumnezeu. Să vedem ce se întâmplă. De aia se întâmplă. Noi suntem acum blestemați. Vedem mai departe. În Pentru că 350. bunăstarea e blestem. E clar. În 359. 359, în Schitopolis, Siria, creștinii organizează lagăre ale morții prin torturarea și executarea necreștinilor din tot Imperiul. Vedeți seama. Mii de nevinovați sunt uciși. Da. Ceea ce s-a întâmplat acum 2 ani de zile cu împunsătura merge pe același sistem. Asta m-am gândit și eu când citeam astea. Da. Eram Toți amenințați? Da. care nu sunt pe linie trebuie eliminați. Da. Toți Și ereticii. vor merge mai departe pe sistemul ăsta. Aceeași violență. Și tot de la Noul Testament. Încă o dată, Noul Testament va omorâ. În 363, În 363, împăratul Flavius Jovianus ordonă distrugerea bibliotecii din Antiohia. Un edict imperial ordonă moartea tuturor neamurilor care se închină la zei, nepotriviți
sau practică divinația. Trei edicte ordonă confiscarea tuturor proprietăților templelor păgâne și pedeapsa cu moartea pentru participarea la ritualuri păgâne de orice fel. Atanasie, 296-373, episcop de Alexandria, se reunește în 367 primul canon de 27 de cărți ale Noului Testament, care va ajunge să reprezinte compendiul pe care majoritatea Bibliilor creștine îl dețin până în prezent. Cercetătorii, deci noi ne bazăm acum pe ceva ce a fost scris prin sânge și impus prin sânge în 367 mare. Da. Cercetătorii moderni consideră că a inclus un pic prea multe printre textele despre care se pretinde că au fost scoase, că au fost scrise de Paul, dar care probabil nu au fost scrise de el, se numără Timotei 1, 2 și Titus. Mai Exact, mult, noi am simțit chestia asta. că era un plus. Făcea parte din Noul Testament, acceptua pe rugăciune. Și Iisus fiul lui Sirac, parțial, partea cea mai mare a lui. Acum, spre sfârșit, două capitole aparțineau, într-adevăr, se simțea că era un limbaj mai arhaic, aparținea de Vechiul Testament. Dar până atunci a fost Noul Testament, au mișcat cum au vrut. Mai mult, cartea Apocalipsa este puțin mai mult decât un fel de coșmar iudeo-creștin sau un trip de droguri depravate. Cartea 1 Tesaloniceni ar fi fost prima scrisoare a lui Paul în 51 după Hristos. Acest lucru a fost contestat potrivit lui Ferdinand Christian Bauer. Lipsa de doctrină face ca scrisoarea să fie nedemnă de Paul și epistola este un fals stângaci. Autorul și-a eliberat povestea din faptele apostolilor. Paul nu ar fi putut să scrie 14 cu să scrie, da, este neverosimil să compari nenorocirile cauzate de iudeii bisericii din Tesalonic cu relele pe care aceștia le-au provocat bisericii din Iudeia. Bauer scrie, expresia mânie a devenit pentru ei până la sfârșit. Se A venit referă în mod natural. peste ei. A venit peste ei până la sfârșit. Se referă în mod natural la distrugerea Ierusalimului în 70. Aceasta și Aceasta acesta. așa zisă. Aceasta așa zisă epistola lui Paul a fost așadar scrisă de un falsificator necunoscut și fraudulos la mulți ani după moartea lui Paul, în anul 67 după Hristos. În anul 370, împăratul Valens, 328-378, ordonă o persecuție violentă și expansivă a necreștinilor în Imperiul Răsăritean. În Antiohia, janisarii creștini îl execută pe guvernatorul Fidustius și pe preoții Hilarius și Patricius și îl înfundă de viu pe filozoful Simonides. Filozoful Maximus este decapitat, aparent doar pentru că a gândit în mod greșit, necreștin. Împăratul Valens îi ordonă guvernatorului din Asia Mică să comită un genocid împotriva tuturor elenilor și să distrugă toate scrierile lor în 372. Numai agresivitate. Ce au decis ei ca toată lumea să respecte. Da. Deci dacă nu respecti ceea ce noi am hotărât că voi trebuie să știți, trebuie să dispăreți. Da, și asta arată că, de fapt, scriptura respectivă reprezenta interesele lor. Din cauza Da. asta au folosit forța ca să impună. Da. Și principalul lor interes era că introducea divizarea și divizarea le aducea avantaje, îmbogățea pe cezar și îi mărea armata și îi apăra granițele. Deci sunt Da. unități militare, bisericii sunt unități militare.
Adică te verifică dacă ești la comandă, la o comandă unică. Și dacă ai Da. supus. Dacă nu e supus, ești periculos. Da. Încă mai mult decât asta, Marius, că ți-au luat tot drept, nu mai ai niciun drept să faci altceva decât ceea ce zic ei, să înveți altceva decât ți-au zis ei să înveți. Toate cărțile sunt ale lor, toată știința este știința pe care ei vor să ți-o dea, nu cea pe care, cum ai zis tu, e adevărată. Da. Cum am descoperit la iezuiți. Știința adevărată funcționează în catacombe. Acum, în timpurile noastre moderne, ea este ascunsă. Nu îi omoară dacă spun ceva. Decât numai știința oficială care vor ei să iasă, pe care ei o plătesc. Ăia nu sunt adevărați oameni de știință. Adevărați oameni de știință sunt necunoscuți. Nu îi publică nimeni. Discută Da. între ei și sunt mii. Deci aceeași oprimare, aceeași agresiune asupra lor. Asta e că mai vine și mai mult, că nu e, deci mie mi s-a părut capitolul ăsta dureros când l-am citit. Liderii creștini forțează închiderea templului Asclepius din Epidaurus, Grecia, în 375. În 376, Biserica Catolică pune stăpânire pe Mitraeum de pe Vatican Hilly în numele lui Hristos. Pe 25 decembrie, ziua de naștere a lui Mitras. Împăratul Teodosie I scrie în 381 testamentele creștinilor apostați să fie anulate, ceea ce înseamnă că necreștinii nu au dreptul să lase moștenire sau să moștenească bunuri. Priscilian este episcop de Abila, actual Avila, în Spania, decapitat în 385 pentru că era eretic. Autoritățile creștine au clar că practic au declarat, mă gândesc, au declarat că practică vrăjitoria și îl execută împreună cu alte, l-au executat cu alte 4 persoane. Menajamente neîntrerupt. Părinții creștini timpurii au acceptat falsul Septuagintei atunci când erau prea ignorați pentru a ști mai bine, iar liderii clerici de mai târziu au rămas fără scrupule, ascunzând adevărul de mase atunci când în cele din urmă au aflat. În jurul anului 382 după Hristos, Sfântul Ieronim traduce Tanacul în latină, în Vulgata, după cum afirmă Enciclopedia Catolică 1907, promulgând falsul virgin al Septuagintei. Falsul virgin despre virginitatea Maicii Maria. Așadar, un alt punct de pivot, dacă Ieronim este în schimb cinstit, el ignoră falsul grecesc, rămâne fidel originalului ebraic și anulează nașterea din fecioară, restabilind originalul femeie tânără și formularea la timpul prezent. Și astfel Ieronim ar face creștinismul nul, mitic și neavenit, expunându-l ca ficțiune din epoca de bronz care a și fost. Jerome, cred că Ierom, știe că trebuie să propage miciunile, astfel cultul lui Hristos se prăbușește ca un palat construit din pergament, lăsându-i pe toți clericii creștini fără loc de muncă și fără casă. Biserica a continuat să sprijine și să acopere toate aceste comportamente neetice și de autopromovare de-a lungul secolelor. În ceea ce îl privește pe Jerome sau Ierom, în Enciclopedia Catolică 1907, afirmă doar că este îndoielnic dacă a revizuit întreaga versiune a Vechiului Testament în conformitate cu versiunea greacă a Septuagintei. Știm, comparând Tanacul ebraic original cu Septuaginta și cu traducerea vulgară a lui Jerome, că Matei 1 cu 22-23 a fost păstrat, repetând profeția falsă în Noul Testament pentru a o sprijini cu versiunea Septuagintei a Vechiului Testament. Deci ei vreau să păstreze partea cu virginitatea. Da, pentru că altfel se pierdea
sentimentul extraordinar. Da, special Și al. numai, oamenii nu mai credeau că trebuia să-i impresioneze cu ceva maxim. Da. Cu o minune, un miracol. Cafea ei nu îl urmau, nu credeau. Oamenii nu cred decât în miracolul ăsta mare. Mitul transformat în lege. În anul 391 după Hristos, împăratul roman Teodosie îl ridică pe Iisus, postum, la rangul de divinitate, declarând creștinismul singura religie legitimă a lumii, sub pedeapsa cu moartea. Deci, fii atent. Mitul. Deci, la rangul de divinitate, exact ca la Nimrod. Când a Da. fost Nimrod făcut Dumnezeu pe pământ. Deci, Isus a fost făcut divin, Fiul lui Dumnezeu. Și de aici pornește totul. Când Dumnezeu a zis, toți sunteți fiii mei, nu unul mai sus decât ceilalți. Da. Și atât de important a fost pentru împăratul Teodosie, încât a pus pedeapsă cu moartea dacă nu este respectat lucrul acesta. Acest mit. Da. Mitul antic devine lege. Mitul antic devine lege. Această decizie a lui Teodosie este probabil cea mai rea decizie luată vreodată în istoria omenirii. Ceea ce a urmat au fost secole după secole de tortură și crimă în numele acestui fals, falsificat, folcloric, salvator profețit de mamă fecioară fictivă. La un an de la decretul lui Teodosie, nebunii călugări creștini din Nitria distrug maestoasa bibliotecă din Alexandria, în mare parte pentru că acolo se predau filozofia și știința și nu Biblia. În Alexandria sunt vremuri în care se desfășoară cele mai înalte activități intelectuale, toate înăbușite de creștinii superstițioși și ignoranți din cea mai evlavioasă și criminală varietatea, ei având Sfânta Biblie de partea lor. Deci au distrus istoria omenirii, maestoasa bibliotecă din Alexandria, Da. unde se preda filozofia și știința și nu Biblia. Da, acolo erau. Oamenii se dezvoltau, aveau spirit critic, judecau, creau, erau liberi. Și atunci au trebuit să o distrugă, ca zic, nu, voi studiați numai Biblia, ceea ce am hotărât noi, atâta studiați, atâta vă trebuie, mai mult de atât nu aveți nevoie. Creștinismul începe astfel să își flexeze mușchii, săvârșind execuții marțiale, genociduri, cenzură, provocând în cele din urmă Evul Mediu. Cititul va fi interzis, vrăjitoarele vor fi ucise cu milioanele, iar societatea romană va pierde rapid corpul de oameni cu cunoștință în inginerie și știință. Legea creștină condamnă chiar și scăldatul, fiind un semn de deșertăciune. De ce ne-au aruncat în Evul Mediu? Pentru că, uite, arheologic și istoric vorbind, dacă ne uităm la tot ce a fost clădit înainte, și uite, clădirea care e în spatele meu e Valhalla, de la Regensburg, de pe Dunăre. Toate clădirile care au fost construite în trecut, noi nu putem să le facem astăzi. Științele care le-au avut ei atunci sunt aceleași ca și astăzi. Dar avem între Evul Mediu și noi există între antici și noi există Evul Mediu. Partea asta întunecată în care era o sălbăticie totală. Întrebarea se face ce a cauzat căderea civilizațiilor atât de puternic încât să nu știe să scrie, să citească, să umble mizerabil, să fie sărăcie, lume nu se explică, nu? Ceva a intervenit la nivel global, că nu a fost local. Biblioteca originală din Alexandria deținea aproape 1 milion de cărți. Era un centru de erudiție și cunoaștere care a fost distrus în jurul anilor 48-47 înainte de Hristos. După ce s-au mutat în Serapeum vecin, savanții alexandrini au început rapid să recupereze din nou baza de date, copiind fiecare pergament sau carte scrisă pe care o întâlnesc pentru a-și construi noul depozit. Aproximativ 200 de mii
de volume au fost dăruite bibliotecii de către Marc Antoniu ca o favoare făcută Cleopatrei în anul 41 înaintea de Hristos. În 391, clericii creștini nebuni, teribil de furioși din cauza faptului că se urmărea știința și nu studiile biblice, au luat cu asalt siguratele bibliotecilor, Mitraeum și Serapeum, dărâmând statuile, tăind operele de artă, apoi aruncând în aer toate textele din bibliotecă, în care au găsit sute de mii de pergamente și cărți legate. Creștinii nebuiți au devastat cel mai venerabil templu al învățăturii și al cunoașterii din acele vremuri, ca niște huligani de fotbal beți după ce au pierdut sau câștigat Cupa Mondială. Asta mi-amintește cu ce se întâmplă acum cu clima. Da. Distrug toată industria și toată știința pe baza unei superstiții. Da. Să ne arunce iarăși în Evul Mediu. Da. Exact. Enciclopedia Catolică 1907 atestă: multe distrugeri au fost făcute în tezaurul său când episcopul Teofil a atacat cultul păgân din Alexandria și tot ce a mai rămas din bibliotecă trebuie să fi pierit după incursiunea arabilor din 641. Și că Teofil a pus să se ridice o biserică creștină pe Serapeumul distrus. Chiar și adesea, onestul și apologetul nostru din Enciclopedia Catolică 1907 pare să ignoră scrierile lui Socrate Solasticus, care a scris în jurul anului 435 după Hristos, nu la mult timp după asediu: nu uitați să traduceți cuvântul păgân în necreștin. Da. Astfel de păgâni erau de obicei intelectuali, liberi cugetători, filozofi de frunte. Deci cei care nu erau creștini erau numiți păgâni. Da. Exact. Și acum citesc un text un pic mai lung. La rugămintea lui Teofilus, episcop de Alexandria, împăratul a emis în acest timp un ordin pentru demolarea templelor păgâne din acel oraș. Deci templele erau instituții ale științei și filozofiei, da? A intelectualelor, nu biserici. Poruncind de asemenea ca acestea să fi pus în aplicare sub conducerea lui Teofilus. Profitând de această oportunitate, Teofilus s-a străduit la maxim pentru a expune misterele păgâne la dispreț. Pentru început a făcut ca Mitraneum să fie curățat, apoi a distrus Serapeumul, care adăpostea biblioteca. Acestea au fost, deci, rase de pe fața pământului, măcinate, iar imaginile zeilor lor topite în vase și alte ustensile convenabile pentru uzul bisericii din Alexandria. În consecință, toate imaginile au fost sfărâmate în bucăți, cu excepția unei statui a zeului menționat mai înainte, pe care Teofil a păstrat-o și a așezat-o într-un loc public, pentru ca nu cumva, a spus el, într-o vreme viitoare, păgânii să nege că s-au închinat vreodată la astfel de zei. Adică la zeul științei, la zeul filozofiei, la intelectual. Heladius s-a lăudat însă în prezența unora că a ucis în acel atac disperat 9 oameni cu mâna sa. Fantastica bibliotecă mutată la Serapeum doar pentru a fi distrusă de creștini adăpostea sute de mii de pergamente și cărți, inclusiv dovezi ale originilor reale ale creștinismului. Despre Marea Bibliotecă Alexandrina, Thomas Doane a scris: în Alexandria, în Egipt, exista o bibliotecă imensă, fondată de către Ptolemei. Biblioteca sa era situată în muzeul din Alexandria. Apartamentele care au fost alocate erau frumos sculptate și pline de cele mai frumoase statui și tablouri. Clădirea era construită din marmură. Nu a fost destinat totuși să rămână acolo multe secole, deoarece această bibliotecă foarte valoroasă a fost distrusă în mod intenționat de creștinul Teofil,
Iar pe locul unde se afla acest frumos templu al lui Serapis, de fapt, chiar pe temelia sa a fost ridicată o biserică în cinstea nobilei armate de martiri care nu a existat niciodată. Hipatia, fiica matematicianului Theon, s-a străduit să continue instrucțiunile din vechime. În fiecare zi, în fața arcadei mele ei stătea un lung tren de care, pe care sala ei de curs era plină de bogăția și moda Alexandriei. Următoarea relatare a distrugerii de către creștini a Bibliotecii Alexandriei este convingătoare. Iarăși un citat dintr-o carte. Oamenii frenetici au iuțit pe străzile de lângă calea Canopic, intrând pe strada scurtă care duce spre zona templului Serapis, întâlnind acolo alte mulțimi, înainte de a urca marile trepte de marmură conduse de episcopul Teofilus. Au sărit pe platforma de piatră și au intrat în templu, unde s-au desfășurat evenimentele tragediei finale. În starea lor de agitație, mulțimea furioasă nu a ținut cont de ornamentele de aur și argint, de bijuteriile prețioase, de statuile de bronz și marmură neprețuite, de picturile murale și tapiseriile rare, de stâlpii sculptați și pictați de granit, de multe marmure de lemn abanos, de abanos și de lemn parfumat, de filde și de mobilier exotic. Toate au fost făcute bucăți cu strigăte de plăcere. Dar asta nu a fost tot. Acei oameni care strigau, plini de o încântare demonică, s-au năpustit apoi asupra bibliotecii, unde sute de mii de role de papiru și pergamente inscripționate cu înțelepciune și o cunoaștere antică au fost luate de pe rafturi, făcute bucăți și aruncate în foc. Biblioteca Alexandrină conținea scrieri originale ale lui Sofocle, Euripide, Eschil, Platon, Ptolemeu, Aristotel și multe alte alți mii de autori. Savanții egipteni erau însetați de toate scrierile lumii. Navele în vizită erau percheziționate, nu pentru droguri, arme, bombe de pantofi sau materiale ofensatoare, ci pentru cărți, pergamente, scrisori, manifeste, scrieri de orice fel. Cărturarii oficiali copiau tot ceea ce găseau, păstrând de obicei originalele confiscate pentru colecția permanentă a bibliotecii și returnând copiile proprietarilor. Creștinii timpurii au distrus toate aceste cunoștințe în cadrul unei acțiuni evlavioase, drepte și criminale la Alexandria, în Egipt, în toamna anului 391 după Hristos. Secole mai târziu, William Paxton a introdus presa tipografică a lui Gutenberg în Anglia, a lui Gutenberg în Anglia, publicând prima carte tipărită în masă acolo, Biblia, Vulgata Latină. Episcopul Londrei din 1474 spunea atât de speriat de adevăr și de istoria reală, dacă nu distrugem această invenție periculoasă, într-o zi ne va distruge pe noi. Liderii creștini erau conștienți că Biblia era în mare parte violentă, imorală și puțin mai mult decât o ficțiune ignorantă. Vrei să adaugi ceva, Marius? Nu. Au distrus tot. De ce crezi că au distrus? Pentru că acolo era informația adevărată. Informație care te duce spre lucruri esențiale, spre esențele vieții. Și nu putea să, nu, omul nu mai putea să se închine la un intermediar. Deci, informația aceea era suficientă. Te împlinea, îți dădea atât cât ai nevoie, pe când intermediarul te făcea să fii nemulțumit. Și asta era important, ca să poți să lupți, să te zbați, să adun cât mai mult, să îl vezi pe celălalt adversar. Deci, este un program special, este în același și de autodistrugere, dar de furnizare a bogăției, furnizează bogăție pentru stăpânire.
Adică omul este accentuat egoismul, egoul, interesul personal. Că uite-te, asta e realitatea noastră, dacă nu poate fi contestată. Da. Deci asta face. Și din cauza asta oamenii aderă la această religie pentru că nu-i deranjează în dorința lor de înăvuțire. Nu le schimbă absolut nimica. Dacă era cum era Vechiul Testament, ei se revoltau și o distrugeau. Deci trebuie să înțelege că mișcările care s-au întâmplat acolo cu Biblioteca de Alexandra, omul în sine nu i-a convenit, pentru că privea ca un pericol pentru el să nu mai se preocupe de creșterea avuției personale. Pentru că întotdeauna sinteza, când sintetizezi și tragi esențele lucrurilor, te duc spre îmbunare, spre blândețe, spre bunătate, îngăduință, înțelegere, sintezele lucrurilor. Și din cauza asta, filozofia, știința și toate acestea erau periculoase în forma care era atunci. Acum este o știință care este filtrată numai de stăpânii la lume, care le reprezintă interesele. Deci așa au făcut. Au făcut o religie pentru ei și după aceea au făcut o știință pentru ei, care să le amplifice lor puterea. Aceeași situație este și în continuare. Deci, inteligența artificială, roboții, toate astea, CBDC-ul, moneda digitală, tot ce va fi este pentru a consolida puterea și a centraliza puterea stăpânirii. Asta, pentru asta. Știința aceea și filozofie care era înainte îl ducea pe om la o înțelegere cuprinzătoare a lucrurilor care îl ducea în bunătate și Da. blândețe, îngăduință și aia era periculoasă și acum e periculos la fel. Deci orice înțelegere care te duce la iubire, la îngăduință, la înțelegere este periculoasă pentru stăpânii la lume. Din cauza asta a fost distrusă biblioteca din Da, Alexandru. Marius, ăștia care au distrus-o, mie mi se pare că au fost o mână de oameni, nu a fost majoritatea populației, că era, deci le ofera populației, ei aveau acces la știință, puteau să învețe, era totul gratuit, erau templele alea unde erau templele științei. Da, dar populația nu se ducea acolo. Populația era interesată de aur, argint, de ceea ce de ziua de mâine. Și acum este la fel. Populația asta dorește. Deci vreau să spun că populația omenirii are stăpânirea care îi se potrivește, pe care ea a dorit-o. Deci are sistemul pe care ea l-a construit. Noi l-am construit cu toții, pentru că asta am vrut. Noi am vrut îmbogățire și asta ne-a spus și religia aceasta, Noul Testament și celelalte religii, ne-a dat libertate să ne îmbogățim pentru că au fost poziționate. Ți-am spus că am deschis Bhagavad Gita și acolo arăta un Dumnezeu care zicea numai de cât de măreț este El. Adică nu, partea negativă prin care venea constrângător nu amintea. Deci nu, există doar Dumnezeu care e iubire. Deci măreția care înseamnă doar iubire, care te lasă, care nu-ți face rău. Deci partea negativă a lui Dumnezeu nu este spusă. Și asta nu se poate pentru că te faci intolerant. Că absolutizezi binele respectiv, omul atâta rămâne în capul lui de la Dumnezeu, că trebuie să-mi caut binele. Binele meu e pe primul plan. Și când îl absolutizezi, devii intolerant cu cel din față. Și te-a scindat. Deci când zici că Dumnezeu este numai binele, te-a divizat. Da? Deci tot sistemul care este, totul se susține pe tot, totul susține totul. Adică oamenii sunt divizați, oamenii vor bunăstare, vin stăpâni anume cu taxe și impozite, ne ia și ne duce la război pentru că noi fiind divizați să vedem pe celălalt adversar. Deci totul se susține. E un sistem care se susține. E cu auto-întreținere. Deci noi dorim acest sistem. Este o mare greutate ca omul să-l scoți din acest sistem în care el își pune avantajele proprii pe primul plan. E foarte greu. Adică prin distrugere se poate, prin autodistrugere.
Maru, și de ce crezi că o permis Dumnezeu atunci Pentru că să omul nu ca... poate să se ducă spre Dumnezeu, spre împuținare voluntară. Nu se împuținează singur, că vrea el. Benevol. El trebuie forțat. Deci el nu acceptă decât binele lui. El așa consideră viața, că așa vede în jurul lui, așa a fost obișnuit, părinții asta i-au zis, vecinii, școala, societatea, media, filmele, toată lumea zice, binele meu, binele meu, pe primul plan. Peste tot, toate filmele, există un film care să nu aibă o victorie, binele? Bine, și nu există așa ceva. Când absolutizezi binele, va trebui să vină rău. Deci, dar într-un film, dacă are victorie binele, să știi că binele ăla, e absolutizare, înseamnă diabolizare și trebuie să fie distrus. Iar filmul nu arată ce urmează să se întâmple. Stai puțin cu personajul ăla, ce s-a mai întâmplat? Da. Ne creează programul ca să căutăm numai binele. Da, mai bine, mai bine. Da, și noi am discutat un film, Crash se numea, unde erau 4-5 biografii care se derulau în paralel și noi aveam tendința, privind biografiile acelea, să împărțim, să judecăm, să împărțim un bine și rău. Și după aceea, spre sfârșitul filmului, îți arăta că întotdeauna și la fiecare din biografiile respective, ceea ce am zis noi că e bine era invers. Polițistul care ziceam că este de partea bună era de fapt partea rea. Omul care ziceam că este omul străzii, care uite ce agresiv este, era de fapt omul bun. Totul era pe dos. Deci noi nu, noi întotdeauna absolutizăm binele, căutăm binele și binele nu este, generăm inversul. Când îl absolutizăm, generăm inversul. Și este foarte periculos lucrul ăsta și în cazul ăsta, ei ne înrobesc numai în modul ăsta prin divizare. Divide timpera. Ne au toată siguranța că tu nu o să ieși. Ăsta este matrixul, divizarea. Matrixul, gardul la spitalul de nebuni, ăsta este matrixul. Este împărțirea în bine și rău. În momentul în care noi absolutizăm binele și ne poziționăm pe o parte și ne polarizăm, respingem pe Dumnezeu ca imediat îi dăm drumul să vină împotriva noastră, să ne distrugă, conform legilor lui Châtelier, să ne scadă asperitățile, vârfurile, să ne le tocească. Asta se întâmplă și asta se întâmplă de atâta timp. Dar este singura soluție prin care există stăpâni la lume. Deci fără împărțirea în bine și rău, păcat, nepăcat, drept, nedrept, fără religie, nu existau stăpâni. Nu exista bogăție, nu existau săraci, nu existau rachete care să tragă în adversar, nu existau dușmani și era o societate blândă, bună, în rai pe pământ, extraordinar. Deci, uite, sunt hoții de fericire. Și Dumnezeu de ce a permis? A zis pentru că natura noastră este înclinată spre viciu și omul nu se poate înfrâna. El nu-l vrea pe Dumnezeu din natura lui. În natura lui nu-l vrea pe Dumnezeu. Că gândește-te o chestie. În iadul 2 este înghesuială imensă. Deci eu cât mă uitam așa în infinit, deci mă uitam așa sus, jos, știi, peste tot, în toate părțile, nu exista capăt. Deci de globulețe din ăla cenușii nu exista capăt. Deci mă uitam așa sus, jos și era infinit acolo. Deci la infinit erau globulețe care erau înghesuite, o înghesuială fantastică. Deci asta înseamnă că natura umană este așa, este ea. Nu aș putea să spun că este rea. Este modalitatea prin care natura umană trebuie să se depășească pe sine ca să poată să-L cunoască pe adevăratul Dumnezeu. Dar nu poate să facă lucrul ăsta decât prin suferință. Benevol nu se duce nimeni. Nu vezi ce greu este? Să mergi pe jos, să te speli cu apă mai rece, să mănânci mai puțin. E greu. Da? Pentru că toate astea se aduc un motiv că ești corp. Dar în momentul în care te opui plăcerilor, comodităților, atunci tu negi faptul că ești corp dominant. Tu ești suflet. De fiecare dată când mergi pe jos, tu negi că ești corp. Ești suflet. Că faci un lucru greu prin care corpul este constrâns. Și așa te cuplezi pe suflet. Deci noi, de fapt, nu ne îndepărtăm.
Nu ne apropiem de Dumnezeu, ne îndepărtăm de El. Deci viața, știi cum este? Viața este ca o baterie, este un mijloc de încărcare cu energie sau de pierdere de energie. Când ai mers cu mașina, ai pierdut, când ai mers pe jos, te-ai încărcat. Deci vezi ce alegi. Și făcând asta zi de zi de zi, sufletul se întărește și corpul slăbește. Corpul slăbește. Și când corpul slăbește în importanță, nu-l mai iei în seamă, nu mai contează, nu-l mai asculți, atunci el nu te mai poate deranja. Și în modul acesta, aceasta este adevărata dietă. Adică în momentul în care eu a scăzut, a scăzut eu, tu nu mai ești important, nu mai faci nimic pentru tine și lucrul ăsta devine personalitate și felul tău de a fi și atunci devii suflet și trăiești ca o ființă divină pe pământ și Dumnezeu îți dă tot ceea ce ai nevoie și nu e nevoie să te mai zbați, să te mai lupți deloc. Dar noi nu avem încredere. Pentru că n-am mai experimentat niciodată să plece așa cum am plecat eu pe câmp, fără bani, fără direcție, fără nimic. N-am experimentat. Și nu cred. Ei cred că trebuie să se zbată ca să-și asigure mâncarea de mâine, banii de mâine și mai departe. Cred că trebuie să te lupți. Nimeni nu-și poate închipui că Dumnezeu există pentru că nu se lasă. Nu lasă controlul asupra vieții. Și nu poți să lase controlul asupra vieții. N-au cum. Da. Deci au construit o societate care să le. Oamenii sunt cei, nu poți să acuzi stăpânii la lumea ei. Oamenii sunt cei care s-au dus așa și stăpânii au înțeles că numai prin divizare pot să se îmbogățească. Deci e o resursă, omul e o resursă care îmbogățește pe ei. Și soldați ca să le mărească imperiul sau să le apără imperiul. Deci fără Isus nu existau bombe nucleare. Deci fără Isus nu exista bombe, nu exista BlackRock, nu existau clubul ăsta de lux 1% care concentrează toată bogăția lumii. Nu putea să existe, nu existau săraci, nu existau boli. Deci fără Isus nu puteau să existe boli, pentru că nu existau vindecători, pentru că nu exista boală. Boala trebuie să corecteze un ego prea mare, un orgoliu prea mare. Fără ego nu există boală. Nu existau avocați, nu existau politicieni, nimic nu exista. Preoți, nu exista nicio biserică. Nu putea să existe o biserică. Era un alt sistem de organizare care era. Deci, tu fiind în iubire, tu cazi de acord cu celălalt prin iubire că el face același lucru, știi? Exact cum este în lumea de dincolo. În lumea de dincolo exista o cădere de acord, mereu caz de acord cu celălalt. Pentru că ești dispus tot timpul să lași de la tine, celălalt dispus să lase de la el și atunci te întâlnești cu celălalt în starea aceasta de oferire, de renunțare la tine. El renunță la el, tu renunți la tine și aia este iubire. Și nu ai nevoie de un sistem de reguli ca să te constrângă, ca să facă ce. Când apar regulile, regulile apar unde nu e iubire. Da? Și regulile nu te duc spre iubire. Regulile amplifică regulile. Deci rolul lor este de a întări regula mai mult. Și tot sistemul care apără regulile. E un sistem de auto-întreținere. Da. Că te ține și nefericire, și necazuri, și tu nu știi cum să ieși din nefericire și necazuri, te duci tot la este vindece. Exact. Să cauți răspunsul nenorocirii și necazului tău. Exact. Hai să mai înaintăm puțin. Hai să mai înainte. Istoria și știința stinsă. Cu 400 de ani înainte de Hristos, părintele medicinei Hipocrate a revoluționat asistența medicală, respingând cauzalitatea medicală superstițioasă și religioasă și aplicarea metodei științifice. Evreilor li s-a spus în Tanahul lor că Domnul, nu orice doctor vindecă bolile. Citiți, de exemplu, în 2 Cronici. Și așa, în al 39-lea an al domniei sale, a fost bolnav în picioarele lui, până când boala lui a fost foarte mare, totuși în boala lui nu căuta pe Domnul, ci pe medici. Așa a dormit cu părinții săi și a murit în al 41-lea an al domniei sale. Isus
afirmat că este vina ta dacă te îmbolnăvești. Iisus credea că păcatul provoacă boala. El a răspuns, cel care m-a făcut sănătos mi-a spus, ridică-ți patul tău și umblă. De aceea l-au întrebat, cine este omul acela care ți-a spus, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine era, căci Iisus s-a îndepărtat de mulțimea care stătea în acel loc. După aceea Iisus l-a găsit în templu și a spus, iată că te-ai făcut sănătos, nu mai păcătui ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Iisus și apostolii par să fi crezut de asemenea că boala vine de la diavolul, aparent o entitate malefică care însuflă organismului tău boli medicale. Când Dumnezeu l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere care umbla făcând bine și vindecând pe toți cei asupriți de diavol, căci Dumnezeu era cu el. Biserica a respins cărțile și învățăturile păgâne, adică necreștine, precum cele ale înțeleptului Hipocrate. Pentru primii creștini, credința și știința de doi bani depășeau orice abordare elenistică, dovezi, cunoștințe sau erudiție de încredere. Deci a Pentru dat ei, toată cultura la o parte. tot. Da. Ai nevoie numai să Deci crezi în Iisus și atât. a fost distrugerea culturii, distrugerea viitorului omenirii. Și noi avem acum, trăim avem minte vrăji, avem misticism, suntem aiurea complet de tot. Îngeri. Îngeri, da, prostii care nu sunt valabile deloc. Credem că exteriorul ne determină interiorul. Asta e cea mai rea chestie. Școala iubirii zice invers. În momentul în care, dacă e înseamnă ce este școala iubirii, a dispărut biserica. Că dacă interiorul determină exteriorul, eu nu mă mai pot ruga la cineva. Trebuie să mă schimb eu ca să schimb Da. exteriorul. Că a dispărut biserica. Au dispărut toți vindecătorii. Deci singurul lucru care trebuie făcut este să înțelegi că interiorul determină exteriorul și exteriorul e doar sub poruncă de sus și este oglindă. Și gata, a dispărut BlackRock, a dispărut rachetele, a dispărut războaiele, foamea, bolile și nu vrei lucrul ăsta? Și uite că oamenii nu vor. Îți spun că nu o să vrea. O să vrea să moară. O să moară, să moară decât să înțeleagă că interiorul, adică decât să se schimbe pe ei. Adică le-a oferit o soluție ca să nu se schimbă pe ei și este perfectă pentru ei. Deci biserica, Iisus te duce acolo, te plângi, te rogi, nu știu ce, dar tu îți faci afacerile mai departe și așa mai departe. Și asta în toate religiile este. Da? Și omul devine brutal și se comportă ca o ființă brutală. În situații mici în care de conflict, el ridică imediat programele brutale animalice pe care le are. Este agresiv, îl omoară pe celălalt, scoate cuțitul și îl omoară. Păi de ce? Că zice că e credincios. Nu l-a modificat în niciun fel? Nu. Nu-l modifică, din contră, i-a amplificat orgoliul. Păi nu îl modifică, Marius, pentru că tu vezi că creștinismul s-a impus cu sabia. Deci e automat în genă. Dacă nu ești de acord, scoți sabia și te tai. Deci învățătura asta lui Isus nu spune fii tu cum trebuie și lumea ta se va schimba. Nu spune că interiorul schimbă exteriorul deloc. Că nu este nevoie să lupți cu celălalt, că nu este ăla de vină din fața ta, ești tu de vină. Nimeni nu acceptă lucrul acesta în creștinism. Pentru că Isus zice, voi toți sunteți răi, deci s-a ridicat pe sine. Adică cum să spui tu soarele de iubire că este rău, nu? Este imposibil. Și zice, uite aici am pregătit 70 de vindecători. Păi, deci trebuie exteriorul să fie pus pe primul plan, deci Dumnezeu la distanță ca să poți tu să îl vindeci pe celălalt. În condițiile în care totul pornește din tine, n-ai ce să vindeci la soarele de bine. E invers, soarele de bine vine constrângător cu ceva ce este în tine, scade ce este în tine și atunci nu mai ai nevoie de constrângere, nu mai ai nevoie de boală, nu mai este nevoie de suferință. Deci totul pornește de la tine, dar asta ar fi adevărata înțelegere. Adevărata religie și adevărata înțelegere, să înțelege că totul pornește din noi și că este eu doar ne oglindește. N-ai cu cine să lupți în afară. De-aia dau mereu exemplu acela că am văzut pe stradă un om al străzii și a ieșit din el, din piept, soarele la de iubire. Noi așa, dacă ne uităm la el, zicem că pute, că miroase urât, că este nespălat, că nu are dinți în gură și mai departe, nu?
Asta l-am primit. Dar uite că e soarele de viață. E Dumnezeu acela imens din lumea de dincolo, băgat tot în el. Da? Și cum să zici că este netrebnic sau zici că e păcătos? Nu poți să spui așa ceva de soarele de viață. Deci toată construcția este de fapt, sunt invective de ură. Este de fapt, cum să zic eu, o magie. O magie, un discurs de ură prin care omul este făcut să blesteme pe Dumnezeu. Este determinat să blesteme. Când acuzi pe cel din fața ta, tu îl blestemi pe Dumnezeu și te blestemi și pe tine. E un sistem de autoblestem. Intri în conflict cu Dumnezeu, să tai legătura automat. De la cel mai mici lucruri, spre exemplu, în familie, soția sau mama sau zice așa, nu ai făcut bine lucrurile, nu ai pus lucrurile cum trebuie. Păi aia este autoblestem. Că îl critici pe Dumnezeu că de ce vine sub forma aceasta. Că de ce aruncă ciorapii peste tot. Și a văzut ce a zis Teodora la început. Bine că mi-a aruncat ciorapii. Bine că nu mai vine acasă. Bine că s-a supărat. Pentru că i-a scăzut ei orgoliu. Mi s-a părut ceva genial ce a zis Teodora aici. La începutul emisiunii. Zice așa. Ce bine că m-a făcut proastă și cretină. Chiar mă iubește că și mi-a salvat viața. Ce bine că m-a pus la dietă că ceva am nevoie de înfrânare. Ce bine că l-a lăsat pe toate împrăștiate că așa m-am încărcat. Ce bine că nu m-a ajutat că așa m-am încărcat. Ce bine că a lucrat de noapte că așa am slujit cu adevărat și am uitat de mine. Deci totul este perfect. Genial. Deci noi punem o etichetă negativă. Că de aia a venit cu ideea cu diavolul. Îi zicem, cui îi zici diavolului? Lui Dumnezeu care vine să te corecteze, îi zici diavol? Da. Da? Asta e tot. Tot e pe invers. Și chestia este că oamenii sunt programați în cap, așa sunt programații ei, și mereu acuză că nu-i bine, că nu-i bine, că nu-i bine. Că nu-i adevărat, nu-i adevărat, că e păcat, că e nedrept, că e necinstit. Nu este adevărat. Este Dumnezeu care e necinstit, Dumnezeu care vine sub formă de păcat pe tine cu faptul că ai absolutizat o virtute. Când ai absolutizat virtutea, vine sub formă de păcat. Când ai absolutizat dreptatea, vine sub formă de nedreptate. Când ai absolutizat liniștea, vine prin neliniște. Când ai absolutizat, nu știu, savoarea, vine printr-o boală. De tot tipul, nu te lasă deloc să pui ceva pe primul plan, nimic. Și este viu, e viu, este continuu și lucrează pe fiecare din noi. Să nu credem că el lucrează doar așa pe ansamblu, lucrează pe fiecare. Pe tot ceea ce există. Dacă el, spre exemplu, știe ce face și comandă fiecare celulă și îi spune tu faci 1.000.000 de operații pe secundă celulei și îi spune tu faci așa în ordine. Că îi spune ce să facă. Că întrebarea este cine pe care un profesor de chimie vestit spunea, cine spune celulei ce să facă, când să facă? Adică să zic, acum te oprești, acum faci operație, nu știu care, acum pornești. Și îi spune ce operație să facă. Cine? Cineva, o forță imensă care coordonează totul. Da? Dacă el face lucrul ăsta în mic și este atât de atent la lucrurile mici, nu? Înseamnă că este atent la fiecare din noi continuu. Și contează, fiecare atitudine noastră contează. Dacă noi l-am înțelege pe Dumnezeu că El este peste tot și nu am mai lupta cu voia noastră să controlăm, să dirijăm viața noastră a intrat în armonie automat și nu-i nevoie de biserică, nu-i nevoie de știință, nu-i nevoie de nimic. El îți mișcă oamenii. Exact cum s-a întâmplat de am dat exemplu în Shangri-La cu filmul acela cu bancherul japonez. Că bancherul japonez a plecat din lumea modernă, acolo, a intrat acolo, s-a ras în cap, a pus togă, portocalii și sandale în picioare și a crezut că oamenii o să-l miluiască. Nu, nu i-a dat nimeni nimica. De ce? Pentru că el avea pretenții, avea așteptări. Și în momentul în care a zis, gata, mă las, voi muri, în clipa respectivă a intrat Dumnezeu, că el nu se lăsa, el vrea să corecteze, să conducă viața lui. N-ai cum să conduci. Deci Dumnezeu înaintează când tu te lași. De aia zic, că idealul în viață este niciun ideal. Deci, în momentul în care ai absolutizat o parte, îți vine și ți-o distruge. Orice absolutizezi, orice bine, orice nemulțumim. Și vezi că toată societatea ne învață prin New Age acesta, nu? Vine cu Isus.
ne învață tot timpul să căutăm un bine mai mare decât alt bine, ceea ce nu se poate așa ceva. Totul este egal. Nu poate să existe ceva mai bun decât altceva. În fiecare clipă, Dumnezeu înseamnă să accept și minusul. Plus și minus la un loc. Noi nu știm ce înseamnă Dumnezeu. Cu toate că l-a zis acolo în Vechiul Testament. Eu sunt cel ce sunt. Deci trebuie să te duci în starea în care tu accepti viața cu plus și cu minus. Nu e mai grozav înțeleptul, înțelepciunea, nu e mai grozav profesorul sau mai știu o care spune nu știu ce. Nu. Viața așa cum este, este singurul lucru maxim care se poate atinge. Nu ai nevoie de ceva mai mult decât altceva. Nu ai nevoie să adaugi ceva, să atingi un țel, să atingi un nivel. Nu ai nevoie de niciun nivel. Viața așa cum este, e ultimul nivel. Îți dai seama ce simplu este? N-am nevoie de bani. Am nevoie să fac o școală ca să accept că viața așa cum este Dumnezeu. Eu de ce fac o școală? Nu? Mă duc și dau 7.000 de euro pentru ce? Ca să înțeleg că viața așa cum este, este totul. Nu, 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 Marius, ca să o faci după cum vrei tu. Păi da, să-l pun să facă ce vreau eu. Păi nu se poate că ți se opune. Legea lui Atelier. Pentru momentul când apare voia mea, imediat, de structura lumii este cum sunt cuburile cristaline. E ordonată. Cum vreau ceva, cum strâmb cubul. Și când l-am strâmbat, poc, și te aduce înapoi, îți dă o palmă. N-ai ce să faci. Asta e divinul, știi? Eu am văzut chestia asta. În momentul în care am vrut un rezultat bun în viitor, pac, mi-a aruncat facturierul. Când am renunțat, s-a dus și a luat facturierul. Și a semnat. Deci uite ce simplu este. Viața așa cum este, nu e nevoie să intervii tu, să fie lucrurile cum vrei tu. Din contră, când vrei să fie cum vrei tu, nu vor fi. Ce se va împotrivi? Lasă așa. E toată filozofia asta, în asta școlii iubirii, se reduce la două cuvinte. Lasă așa. Lasă viața așa. În momentul în care apare o presiune, ceva de rezolvat, este momentul în care nu e nimica de rezolvat. Deci când apare un necaz în viața ta și zici că trebuie să rezolvi necazul, nu e nevoie să intervii. Este momentul în care nu ai nevoie să faci nimic, să lași așa în pace. Că se rezolvă de la sine. Nu știi cum. Îl lași în pace, îți vezi de treaba ta. Și se rezolvă, se armonizează singur. Că oamenii se mișcă mai de divin. Oamenii din fața ta, soțul tău, copiii tăi, colegii tăi, la servici, toată Florentina, toată lumea e mișcată de divin. Nu e sub puterea ta. Nu ai nicio putere. Și nici corpul tău nu e sub puterea ta, nici gândurile tale, nici modul de a înțelege, nici acțiunile tale, nimic. Și fără de legea pe care o facem noi celălalt și tot el ne pune. Că nu am o siguranță. Că noi zicem, ia uite ce om cu minte, știi? Și deodată, cum a putut să facă porcăria respectivă? Știi? Păi dacă când ajunge în fața ta, Dumnezeu zice, gata, atacă-l pe ăsta. Știi? Și cu urma de ego pe care ai, că de-aia îți prilejuiește un om pe nivelul tău apropiat de ego. Deci dacă tu ești vrând, n-ai nicio șansă, nu-ți trimite pe nimeni în față. Că întotdeauna vine din față ceea ce ești tu. Dacă n-ai eu, nu poate să vină cineva să te atace din față în niciun mod. Nu există atac. Și asta se poate duce până la comunități mari. Comunități mari, în momentul în care mulți oameni sunt în starea aceasta de abandon de sine, deci nu se duc și nu luptă pentru viața lor și nu se apără, atunci Dumnezeu le ordonează viața și înlătură pe exploatatori, înlătură pe cei pe hoți, cei care i-a cotropit, îi dă la o parte pe toți. Deci numai Dumnezeu poate să le facă. Și ca să poată să se miște, tu trebuie să te restrângi. Dar altfel, ăia care îți vin și te cotropesc, trebuie să-și facă lucrarea. Atâta timp cât ești lipit de materie, vei pierde tot. Toate lucrurile care ți-au crescut orgoliu, pentru că orgoliu mare înseamnă suferință. Trebuie să vină cu suferință. Și Dumnezeu zice, hai să-ți diminuezi din suferință, dar lucrurile astea pe care le prețuiești tu foarte mult, ți le iau. Și îți vine unul care îți fură toate bogățiile, da? Ți le ia pe toate și tu le vei da. Le vei da pe preț de nimic. Îți vei da gazul tău și îți vei cumpăra gazul tău de la străin. Pentru că așa trebuie. Adică trebuie să fii păcălit în halul acesta pentru că omul în sine se preocupă numai de binele său. Și în cazul asta, ca și comunitate, făcând toți același lucru, trebuie toți să suferim.
Deci este bine. Deci noi, îți dai seama, trăim în viața asta în care n-am avea nicio grijă. În sine, noi nu avem griji. Nu avem griji cu nimic. Suntem în dilatare de timp, să știm. Timpul este foarte dilatat astăzi. Uite, am impresia, eu vorbesc de la fără 5 și nu a trecut decât 3 minute. Deci nu se poate. Că vorbesc de mult timp. Asta e sentimentul meu. Și era fără 5 înainte. Și 3 minute. Păi înseamnă că sunt mai multe lucruri care trebuie să le facem azi și ne-a dilatat timpul. Da. Că și eu mai am o grămadă. Astăzi e plin. Bun. Hai să terminăm. Mergem mai departe. Reiau aici. Biserica a respins cărțile și învățăturile păgâne, precum cele ale înțeleptului Hipocrate. Pentru primii creștini, credința și știința de doibani depășeau orice abordare elenistică, dovezi, cunoștințe sau erudiție de încredere. Pentru ei, dacă nu era în Biblie, nu era adevărat. Lucrurile nu sunt atât de diferite pentru creștinii devotați de astăzi. Vizitați unul dintre numeroasele muzee ale creației, de exemplu. Dinozaurii au șei, iar muzeele îi invită pe oameni să călărească dinozaurii în felul în care oamenii din vechime, în Neandertal, Flintstones, îi călăreau cu siguranță. Cu sute de ani înainte de presupusul Hristos, romanii construiseră poduri avansate, drumuri, acveducte și instalații sanitare interioare și exterioare. În jurul secolului 4-5 după Hristos, sub dominația opresivă a creștinilor, societatea romană a pierdut corpul de oameni care cunoșteau aceste abilități inginerești, deoarece milioane de cărți instructive fuseseră îngropate de noua autoritate creștină. Deci de texte instructive fusese îngropate de noua autoritate creștină. Deci așa a căzut Imperiul Otoman, datorită Noului Testament. Roman, Roman, da. datorită Noului Testament. Majoritatea liderilor religioși li se interziceau ce, Nu, 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 le interziceau cetățenilor. le interziceau cetățenilor să citească orice în ralele cazuri în care cărțile reușeau să supraviețuiască incendiilor creștine omniprezente. Acum citim Munca pierdută a Greciei. Cu 400 de ani înainte de Isus, Aristotel inventase și folosise un clopot de scufundare. A intervenit evul mediu întunecat, cauzat de ascensiunea cetății creștine represive. Primul clopot de scufundare modern va fi reinventat abia în 1535 de către Guglielmo de Lorena. Nu ar fi surprinzător să fie vreun preot. Mecanismul Antikythera, care datează din jurul anului 100 înainte de Hristos, a fost un computer analogic care a modelat pozițiile Soarelui, Lunii și ale unor planete, așa cum sunt observate de pe Pământ. Ascunse de creștinii vremii, cu peste un mileniu mai târziu, a fost considerat o reprezentare exactă. Heron din Alexandria a inventat un motor cu aburi, o roată de vânt și multe alte inovații în primul secol. Suprimarea științei și a ingineriei sau a oricărei gândiri în afara Bibliei a făcut ca astfel de inovații să fie înăbușite de superioritatea creștină. În secolul al XVI-lea, motorul cu aburi avea să fie inventat din nou. Multe alte realizări Deci, în eu vezi rândul. ce întârziere a realizat la evoluția omenirii. Da, eu zic că ei le-au scos ca să stea încă sub controlul lor. Da. Deci au ars ceva cărți, dar au și păstrat Da. cele care au crezut că sunt suficiente să-i ajute în viitor. Da. Și le-au scos și tot oamenii lor le-au adus, că dacă te uiți la știință, sunt toți preoți. Multe alte realizări în domeniul științei și al ingineriei au fost șterse de la biblioteca din Alexandria, în mare parte nefiind recuperate decât în perioada Revoluției Industriale. În acel depozit incredibil s-au pierdut texte de știință, matematică, inginerie, sociologie și filozofie, la fel ca și în alte biblioteci distruse de mulțimile de creștini încrezuți și îndreptățiți de-a lungul timpului. Iluminismul grecesc și cunoștințele științifice extinse au ars în flăcările creștinismului un cult care devenise la acea vreme opusul ideilor și idealurilor helenistice
de umanitate, progres științific, adevăr și pace. Biblioteca Alexandrina era atât de vastă încât s-a spus că distrugerea ei de către creștinii nebuni a dat civilizația înapoi cu una sau 2000 de ani, provocând evul mediu care a urmat. Dacă nu ar fi fost apariția și promovarea creștinismului, poate că astăzi ați fi citit această carte într-o cafenea de pe Marte sau printre liberii cugetători pașnici. Imaginile crude care urmează în această carte ilustrează tristul adevăr, impactul creștinismului asupra lumii. În secolul al IV-lea după Hristos, creștinismul a devenit monedă socială oficială a lumii romane în declin. Stalin, ca și Partidul Național Socialist al Muncitorilor Germani, a învățat mult din exemplul creștinătății. Creștinii aveau să petreacă următorii 1500 de ani promovându-și religia, asasinând, torturând, distrugând sau convertind toate popoarele și civilizațiile păgâne, revendicând pentru ei puterea, comorile, pământurile și societățile întregi, șefuind în numele lui Hristos al lor. În secolul al XVI-lea, Papa Leon al X-lea spunea: Godiamoci del papato, poiché Dio ce l'ha dato. Să ne bucurăm de papalitate așa cum ne-a dat-o Dumnezeu, recunoscând de asemenea cât de mult am profitat noi și familia noastră de legenda lui Hristos, este suficient de evident pentru toate timpurile. Deci vezi că a pus în ghilimele, ăsta-s cuvintele lui. El a afirmat legenda lui Hristos. Și în secolul al XVI, Papa Leon al X-lea vorbește despre legenda lui Hristos. Toți acești papi, cardinali, episcopi și autorități creștine se bucură de o viață de confort și o bogăție extraordinară și se pare de o bună parte de violuri de copii ad arbitrium, ușor la dispoziția lor și în interiorul camerelor lor sfințite private. Private. Sfinte private, da. Nu intenționez să fiu contestatar față de creștinii moderni, nu îi acuz pe credincioșii de astăzi, ci mai degrabă este clar că putem da vina pe liderii creștini timpurii și pe elemingii lor, chiar și de-a lungul istoriei, precum și pe textele sfinte care debordează de scuze absurde pentru a comite atrocități. Adepții au săvârșit cu plăcere acte ticăloase sancționate de Dumnezeu, în numele Dumnezeului lor, mai ales acolo unde se putea obține putere și bogăție. Chiar dacă astăzi papa recunoaște singurul lucru cu adevărat onest pe care l-ar putea face, demisionând din postul său pios, nenatural și restituind bogăția jefuită a Vaticanului popoarelor lumii, moștenirea bisericii nu ar putea fi niciodată iertată. Sarah Silverman a avut o idee genială. Sail the Vatican, feed the world. Rufel scoate tot din Vatican și hrănește Lumea. lumea. Dar cu siguranță că papalitatea nu este suficient de onestă, de altruistă și nici suficient de umanitară pentru a lua vreodată în considerare nobila ei propunere. S-ar fi gândit măcar să se întâlnească cu Sara la jumătatea drumului. Și Uite asta a chiar. fost secolul al IV-lea. Deci, în secolul al IV-lea au fost aruncați în evul mediu. Da, spuneam același lucru cum spune aici despre papalitate și despre Vatican și creștinismul în general și Biserica Română, creștină română, ar putea să facă lucrul acesta ca să nu se destrame. Ea se destramă pentru că e poziționată. Se amplifică, am fost amplificat un om și acum îl distruge Dumnezeu. Ar fi putut să arate ce s-a întâmplat, deci să traducă toate textele, un efort cât de rapid se poate, toate testele, miile de cărți care contestă tot ceea ce s-a întâmplat și să le pună pe masă. Când le pune pe masă, s-ar putea ca, nu știu, să rămână din ea, nu știu dacă mai rămâne ceva din ea. Cred că Marius este prea târziu. E prea târziu. Știi, când ai făcut toate măgăriile posibile și imposibile de pe lume, este prea târziu acum să vii și să spui: băi, de fapt am păcălit pe toți. Deci nu ai cum, trebuie să se
Trebuie să-și urmeze cursul așa cum este. Dar omul s-a îmbogățit. Deci nu l-a Da. transformat, iată, ia legătura cu Dumnezeu, l-a făcut materialist, l-a îmbogățit și și-a atins scopul, de fapt. Poate noi nu suntem, noi avem pretenție ca religia să fie, să restabilească legătura cu Dumnezeu, dar uite, religia aceasta creștină a rupt atâta legătura cu Dumnezeu și i-a îmbogățit pe oameni. Crezi că oamenii ar putea să renunțe la această religie? Nu pot. Pentru că e singura religie care le-a dat posibilitatea să se îmbogățească. Marius, de ce crezi că îi spun acum că îi așteaptă a doua venire a lui Isus? Ce înseamnă asta de fapt? Cu tu cum o vezi? Oricum e o manipulare, dar care ar fi ideea în spate? Păi el, singura idee este că le dă speranță că viața lor se va schimba și de fapt le amplifică distrugerea, pentru că acum vine o distrugere și mai mare și când vor fi distruși și mai mult, ce alt Iisus să mai vină? Ce alt Mântuitor poate să... Dar nu se poate, că este singurul Mântuitor, funcționează. Deci viața ta este coordonată de singurul Mântuitor care există. Nu poate să... N-ai ce Mântuitor să aștepți. Că deja viața ta este ținută de el în funcțiune, nu? Respirația, bătăile inimii, tot ceea ce miliardele de celule, el le ține în funcțiune. Deci ce mântuitor să mai este? Că deja este. E singur. Cel care a dat viața și dă viață și ia viața, este deja în tine. Poate să fie un altul peste asta? La sfârșitul vieții, când vine moartea și e hotărâtă de Dumnezeu, poate să există altcineva care să te salveze când Dumnezeu hotărăște să pleci? Poate să existe, deci intermediarul care este, deci Dumnezeu este foarte puternic, dar Dumnezeu este foarte jos, de fapt. Dumnezeu este foarte jos. Dumnezeu care pătrunde totul, hai să zicem așa, și toate deciziile sunt luate de către El. Ce mântuitor să aibă nevoie Dumnezeu care este noi? Și el ia deciziile. Dacă el ia deciziile, poate să vină cineva din afară ca să-i ia locul? Despre ce vreau să zică? Că nu înțeleg. Care e Mântuitor? Este doar neînțelegerea faptului că Dumnezeu pătrunde totul. Aici este. Și atunci ei merg pe ideea asta în continuare cu Mântuitorul din Noul Testament și așteaptă un Mântuitor care să vină, pentru că este de fapt o scindare maximă, părerea mea. Deci în momentul în care oamenii se vor scinda maxim, probabil că vor aștepta ca cineva să-i salveze din afară. Și nu vor ști și nu vor înțelege că de fapt ei singuri s-au lipit atât de mult de materie încât Dumnezeu nu poate să mai țină. Oricum hotărârea vine de la el. Care Mântuitor? Tu cum vezi? Tu ai spus înainte, Marius, că biserica se distruge de la sine pentru că au un mântuitor fals. Da? Și acum mă gândesc că biserica oricum știa că asta o să se întâmple și de aia au creat probabil anticristul și au zis că legenda anticristului și legenda lui Hristos și au zis lăsați, o să vă dovedim că o să vină Isus și o să probabil că o să facă vreo hologramă ceva ca să le se redobândească pe ăștia de partea lor. Pe oricum puterea nu s-o vrea să o dea, o să trebuiască să se reorganizeze, dar asta oricum a fost tot ce au făcut de fiecare dată, e singurul scop al lor, știi? Cum îi ținem pe ăștia sub control. Dar să știi că puterea lor este averea omului. Deci atâta timp cât omul pentru el e prețioasă averea lui, ai puterea stăpânitorilor. Deci atașamentul lui de bunăstare, de comodități, de belșug, asta este averea omului, este puterea stăpânitorului. Lăcomia lui este lăcomia stăpânitorului. Deci fără lăcomia lui, ei își pierd puterea. Problema este cum îl determin pe om să se desprinde de materie. Că nu poți să-l convingi. Nu poți să conduci. N-ai ce să faci. Trebuie Decât să prin accepte experiență. distrugerea. Da, el se sperie, este frică că să-și piardă... El asemuiește siguranța, stabilitatea vieții lui cu moartea.
Deci dacă el își pierde siguranța, stabilitatea, el are impresia că moare, că vrei să-l omori. Doar un șoc, Marius. Uite, acum cu ceea ce se întâmplă, cu toate războaiele astea care răsar în jurul nostru, îți dai seama că oamenii care sunt în, nu știu, călători în zona respectivă și tocmai au început să cadă bombe, probabil că, deci cei care se află acolo, nu se află acolo din întâmplare și o să le dea un pic de alarmă. Și să știi că mai este o soluție. Soluția este să ne schimbăm noi. Cât mai profund posibil, până când să nu mai abdicăm niciodată de la starea aceasta de îngăduință și înțelegere maximă, atât de puternică să fie în noi, încât orice vine din față să înțelegem că nu e nimic rău niciunde, da? Noi, în viața noastră proprie, dacă facem lucrul acesta și profund, începem să schimbăm pe cei din jurul nostru și încetul cu încetul, așa, în avalanșă ca la bulgăre de zăpadă, încep mai mult să se schimbe. Deci am impresia că schimbarea lumii pornește de la fiecare din noi. Da. Singura soluție. Cât de convins n-ai ce să convingi pe nimeni. Că nu poți să spui... Nu, și am văzut-o, cum am povestit la început. Eu am văzut-o acum, revenind la birou după atâta timp, că oamenii s-au schimbat. Ei s-au schimbat profund, adică la un nivel care nu m-aș fi așteptat. Și prin suferință. Deci au trebuit să sufere, deci să sufere, sufere până când și-au dat seama de ce sufăr. Nu are niciun sens să suferi. Pentru ce? Până li s-au deschis ochii și au renunțat. Și când au renunțat, s-au simțit mai bine și au dat seama că suferau pentru ego.